Deci, asta este puterea unei icoane în casa creștinului. Nu să sperie copiii, nu pe post de bau-bau. Icoanele sunt fereste descrise pe cer, spre cer și întâlnirea omului cu Dumnezeu. Când te uiți la o icoană, cum spune și în rugăciunea de sfințire, te înalți cu mintea la chipul celui zugrăvit pe ea, vorba unei bătrâne foarte înțeleaptă. Nu știu de unde o știu, dar o știu așa. Un ateu a văzut o bătrână că se închina la o icoană și a zis, ce tot pupi poza aia? Păi că e Maica Domnului. E, Maica Domnului. Și că, domnuțule, tu ai o poză cu mama ta? Da, șterge-te la fund cu ea. Deci n-ai face gestul ăsta. Asta a fost răspunsul bătrânei pentru un ateu prost care ne cinstea chipul Maicii Domnului. Cum tu nu-ți dorești să o necinstești pe mama ta, nici eu ca creștin nu pot să o necinstesc pe mama mea. Scurt, fără dogmă, fără revelație, fără har din cer, ci cu înțelepciune de la Dumnezeu. Morală creștină. Deci, vedeți, trebuie să fim categorici în situații de genul ăsta, nu s-o dăm. Noi ne-am învățat creștinii pe sfânta diplomație. Vai, dar să nu se supere, dar să nu se smintească, dar smintește-te, frate, sare în fântână seacă, caută-ți singur creanga ca Iuda, nu mai pierde vremea. De ce să spurci societatea inutil? Dacă tu nu-L respecti pe Dumnezeu care te-a creat, cum ai putea să fii considerat vreodată om între oameni? Ce sens mai are? Sunt de acord. Nu iubești un preot, nu suporți o biserică, ai ciudă pe un episcop, nu suporți cutare slujitor. Dar ce treabă ai cu Dumnezeu? L-ai găsit pe Dumnezeu în șanț? L-ai găsit la casa de toleranță? L-ai găsit în crâșmă? Fuma vreodată? Era tatuat? Avea cercei în nas? Umbla mascat? Nu! Stă în biserică bătută în cuie pe cruce pentru noi oamenii și a noastră mântuire. Respectând icoana, respectăm întruparea lui Hristos în chip de rob și de om și a noastră mântuire. De asta cinstim icoanele, nu că-s frumoase sau că-s roșii sau că-s galbeni sau că-s aurite. Asta e respectul tău față ca și o haină. Ați avut vreodată un eveniment frumos în familie? Ce surâți oamenii cum i-a creat Dumnezeu și nu te-ai dus în hainele de la grajde? Ți-ai cea mai frumoasă cămașă, cel mai frumos batic, cea mai frumoasă roche, cei mai frumoși pantofi, cel mai frumos paradesiu, cele mai frumoase bijuterii. Ce vrei să demonstrezi cu asta? Tu în conceptul tău vrei să strălucești, da? Ei, același concept îl are și creștinul față de icoană când o împodobește, dar sensul ei este acela. Eu nu mă închin la aur sau la candelă sau la poleală. Mă închin la puterea celei care stă sau celui care stă în icoană, sfânt sau sfântă, Dumnezeu sau Maica Domnului. Ați înțeles? Deci eu dacă cunosc un creștin care îl spovedesc și îl găsesc aruncat în șanț, tăiat bucăți, murdar, putred, gol, îl las acolo? Nu. Îl iau, îl îmbrac și îl pun într-un sicriu. De ce să nu-i dai foc la mort dacă a murit? Pentru ce să-l mai pui în sicriu? Arătându-i respect față de trupul care a fost casa sufletului. Pretenia și bunul simț al tău față de amintirile cu el. De-aia ne îngropăm morții creștinește, de-aia le dăm de pomană. Mi-a spus cineva într-o, dar ce bănte, morții mănâncă? Bine că mănânci tu și te saturi. Morții nu mănâncă. Morții suferă. Că spune acolo la Evanghelia Mântuitorului, Părinte Avrame, trimite pe cineva pe pământ la frații mei și spune-le cât de rău mă chinuiesc aici în flăcările iadului. Păi cine să-i dea o pâine de pomană? Cine să-i aprindă o lumânare dacă ea din urmă sunt tot atei ca dânsul? Tu ai crescut idioții în genul ăsta și au uitat că ai o cruce în cimitir și o ladă cu ciolane lăsată sub pământ. Tu ești de vină. Că dacă îi creșteai în dragoste de Dumnezeu, el nu putea băga bucata de pâine în gură până nu spunea ție o lumânare. Asta e corectitudinea. Ne place sau că nu ne place, religia ortodoxă e frumoasă. E smerită, dar e dură. Deci nu poți să dai cu un fel de a fi și să primești alt fel de a fi. Și ultima categorie de oameni pe care o iubește Sfântul Nicolae și închei ca să nu o lălăim prea mult, este și a treia, bătrânii. Doi bătrâni evlavioși într-un sat, eu o știu de pe la părintele Cleopa, dar întotdeauna mi-a plăcut modul la care s-a raportat Sfântul Nicolae la viața socială, că el nu e un sfânt din ăsta care stă în catifea și i-a tămâiat cu tămâie, ci este un sfânt care se implică.
S-a arătat pe mare și a potolit furtuna, îndrepta corăbile spre Mira Lichis, numărul oamenii de foame, pe timp de foamete și secetă. L-a mustrat pe împărat când omora oameni nevinovați, adică era un sfânt care se implica în viața poporului. Zis și făcut cu acești bătrâni. Doi bătrâni uitați de lume, că da, tinerii pleacă și fac casă prin Italia, Spania, Portugalia, Franța și alte țări occidentale, dau de bine acolo, au un bănuț, mai trimit 50 de euro și acasă, de la o vreme, uite, băi, lasă-i corcrăpa, vinde pământul casa și am terminat. Bătrânii ăștia obișnuiți în fiecare an la sărbătoarea Sfântului Nicolae mai făceau un praznic. Un colac, o pâine, o sarmală, un pahar de vin, o colivă și pomenea acolo în cinstea Sfântului. Atât de sărați și de lipsiți pământului au ajuns după atâtea domnii și după atâtea partide politice și după atâta cultură și protecție socială care o acordăm noi românilor bătrâni, că i-am împușcat pe toți că produc pagubă la buget, au rămas fără venituri. Și a venit sărbătoarea Sfântului Nicolae și bătrâna a zis așa, mai moșnege, bătrâni suntem, sărați suntem, dar pe Sfântul Nicolae nu-l putem lăsa de bajocură. Ia solul de zestre care se pune pe sicriul mortului când moare, du-te și îl vinde cât îi lua pe el, s-a dus ceva acasă să încropim măcar o leacă de praznic. A luat moșul un scorțar din ăla țesut de lână cum era, nu pături chinezești cum e acum, s-a dus cu el până în târg și cum a intrat în târg, i-a ieșit în față un bătrânel frumos cu fața albă ca laptele. Și a zis, bunicule, unde mergi? Ia că mă duc să vând țolul ăsta, că am rămas lipsiți pământului. Cât vrei pe el? Cât a fi? 3 galbeni, 6 galbeni? Uite, ia 12 galbeni și dă-mi-l mie. Da, am o rugăminte. Eu sunt în trecere pe aici, nu mă întorc decât peste o săptămână. Aș vrea peste o săptămână, când vii din nou în locul ăsta unde l-am cumpărat eu azi de la tine, să-mi aduci și covorul, că atunci le iau. Bătrânul a luat bucuros covorul în spate și a făcut cumpărăturile de praznic, s-a dus acasă. Bătrâna morală și credincioasă cum era, când l-a văzut și cu cumpărături și cu covor, a spus, nu cumva ai înșelat pe cineva, să nu faci pomană la sfânt din furat. Deci iată conștiință morală. Și a spus, nu, a apărut un om frumos, poate mai în vârstă decât mine, mi-a dat 12 galbeni pe el, dar mi-a zis să-i aduc data viitoare, că acum nu are ce face cu el, că era într-o trecere. Și am adus de toate, zice, și mi-a dat mai mult decât am cerut. Au făcut bătrânii praznicul, s-au mirat, s-au bucurat. La o săptămână bătrânul s-a dus în târg să se întâlnească cu omul, să vină să-și ia covorul. Nu-i nimeni, vine acasă și se duc în casa de curat, cum se spune la țara, un modern sufragerie, să vadă covorul, să-l împacheteze, să-l pună busuioc, să-i pună, mă rog, bureni mirositoare, să nu dea mole, acum dai cu spray. Și când aruncă deodată bătrânul ochii în icoană, zice că stai așa, tu știi cine mi-a cumpărat covorul? Uite, Sfântul din icoana asta. Și femeia îi spune, uite, stai Sfântul Nicolae, măi, bătrân, măi, bărbate, cum tu nu-l cunoști? Ba da, dar seamănă perfect cu el. Și atunci Sfântul Nicolae a zâmbit din icoană și bătrânii au înțeles că minunea a fost a Sfântului care, văzând dragostea și râvna lor, le-a trimis bănuțul ca să poată face praznicul sau pomenirea de mulțumire. De aceea tu când duci o lumânare la biserică sau o prescură sau un pomelnic de un leu, că nu-ți ceri nimeni 100 sau 10 sau 200, tu lași cât vrei. Gândește-te că lași la o discotecă într-o noapte 50 de lei, pe o băutură și pe o plimbare și un bilet. Te duci la un spectacol și lași 100 de lei. Te duci într-o cofetărie și cheltui o grămadă de bani. Te duci la un film și cheltui o grămadă de bani. Te duci la o iarbă verde. Și dacă mergi odată în an la biserică și dai un pomelnic de 50 lei să fii pomenit, se pare exagerat. Deci asta înseamnă lipsă de cultură și credință în primul rând. Nu banul în sine, dar conștiința ta umană că casa lui Dumnezeu, și asta o găsim la Sfântul Gheorghe, niște negustori, ca să vedeți și Sfântul ăsta Gheorghe și ăsta tânăr, dar năstrușnic, intră niște negustori urmăriți de beduini în biserică, beduinii fiind păgâni n-au mai intrat în biserică, e spurcată pentru ei. Ăștia s-au dus și s-au prins de icoana lui Sfântul Gheorghe și a spus, dacă ne salvezi,
viețile, îți dăm cât vrei, numai să repari biserica asta, că ea era toată dărâmată. Beduinii au înțepenit la poarta bisericii, au încremenit, n-au mai putut să intre și au dat seama că-i semn Dumnezeu și au cerut iertare la Dumnezeu și au plecat. Acum ăștia dădeau să se desprindă de icoana Sfântului, exact ca la Sfântul Nicolae, și nu puteau. Și a zis, Sfinte Gheorghe, dăm câte 50 de galbeni, nu o să ridica mâinile. Dăm câte 100 de galbeni, nu o să ridica mâinile. Dăm 300 de galbeni. Și atunci s-a desprins mâinile de pe icoană. Și a zis unul din negustori, zice, e, cam scump Sfântul ăsta. Da, mai scumpă era viața lor ca negustori să mai facă bani decât dacă îi omorau beduinii. Iar cu banii lor s-a făcut acea biserică. E de prin prologe, știu, nu știu exact de unde am luat-o. Dar vreau să spun, poporul ține biserica care e casa lui Dumnezeu, pentru că nu biserica este definiția bisericii, nu zidul cu pictura, nu policandru cu altarul, nu, ăsta e locașul de cult. Biserica înseamnă totalitatea creștinilor ortodoxi botezați în numele Sfintei Treimi care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Și dacă tu ai dat o prescură și un leu la biserică, tu ești trup din acea biserică. Nu contează că ai venit o dată pe lună sau la două luni, dar tu ești coparticipant acolo. Dar dacă n-ai fost niciodată, ești mort. Tu ești mlădița care se curăță uscată și se aruncă în foc. Deci biserica nu vine să facă amenințări. Ați văzut cum încearcă mass media. Vai, că biserica amenință cu flăcările iadului. Că le convine, cum le convine, flăcări în iad sunt și tot acolo ajung cei ce își bat joc de biserică și de sufletul lor. Dar Sfântul Nicolae vine și ne învață că ne putem mântui prin darul lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului și cu mijlocirea Sfinților. Amin și aliluia. Amin.